Accidentul s-a produs marți seară în jurul orei 19 pe drumul național 17A în localitatea Sucevița din județul Suceava. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din municipiul Rădăuți, aflat la volanul unui autoturism Mercedes-Benz, a pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga, iar mașina a intrat în șanțul de pe marginea drumului. A lovit un podeț de acces într-o gospodărie, după care s-a răsturnat pe cupolă. În urma impactului, un pasager în vârstă de 47 de ani a suferit mai multe leziuni. Polițiștii au constatat că șoferul mașinii urcase băut la volan. La testul cu aparatul alcool test, rezultatul a fost de 0,74 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis pe numele șoferului un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.